Bună seara! Iată-ne din nou împreună la Dosare Secrete. Emisiunea care te dezbracă de emoții și trăiri omenești și le pune pe toate la pachet. Ori ca să fie în tonul emisiunii, le înscrie la dosar. Doar că dosarul nostru nu este unul cifrat și nu are nici indice alfabetic. Este dosarul ce se contopește cu însăși viața. Așadar, haideți să vorbim împreună despre un sentiment uman pe care îl avem cu toții înmagazinat în codul nostru genetic, gelozia. Gelozie pe care unii și-o recunosc și luptă cu ea din greu, iar alții din contra o transformă într-o boală și într-o adevărată obsesie. Ce este de fapt gelozia? Cum să facem să nu mai fim geloși? Ce să facem ca partenerul nostru să nu mai fie gelos? Rămâneți alături de noi pentru a găsi împreună răspunsul. Dacă e să vorbesc ca la carte, gelozia nu este altceva decât sentimentul care ne dă de înțeles că pierdem ceea ce ne aparține cu adevărat. Iar dacă e să vorbim de viață de cuplu, atunci când vedem că partenerul sau partenera dă altuia dragoste și atenție ce ne convine și ne trebuie doar nouă, suntem pe dată geloși. Mai multe detalii nu vă pot da pentru că nu pot vorbi în termeni psihologici, așa că o invit la discuție pe psihologul Diana Berari. Bună seara, Diana! Bună seara! Până vom ajunge pe canapea să vorbim despre alți geloși, să vorbim în primul rând despre noi. Ești geloasă? Cred că un strop de gelozie persistă și în mine. Dar, dacă să fiu sinceră, toți oamenii, pe parcursul vieții, se ciocnesc de acest sentiment. Doar că unii țin granițele sau cunosc limitele, alții fac exces. Și după cum spunea cineva, orice ce e mult strică. Până la urmă, mulți încurcă dragostea cu gelozia, dar aici cred că avem mai multe de discutat. Sigur că da. Eu te rog să treci, să iei loc pe canapea, pentru a găsi în seara asta limitele între gelozia excesivă și gelozia normală. Mulțumesc. Suntem acasă la creator Iurie Borș, cel care ne găzduiește cu multă plăcere și amabilitate de fiecare dată și sper să ne simțim bine împreună și în seara asta. Cât despre eroinele noastre, m-am gândit că ar fi bine să chemăm două femei puternice, două femei de lume, două femei care sunt iubite și admirate de o țară întreagă, care sunt în văzul tuturor, care sunt iubite și dorite și de bărbați. Și pentru asta pot fi gelozate de cei de acasă. Pentru început, o invit la discuție pe Silvia Grigore. Bună, Silvia! Când ești cineva micut și neînsemnat undeva într-un sat uitat din țară, poate fi soțul gelos doar pe vecin și poate pe un cumătru. Când ești în văzul tuturor și te știe lumea, viața ți-e deschisă ca o carte. Și atunci te întreb și pe tine, ești geloasă? Eu cred că un picuț, dar am simțit ce este gelozia pe pielea mea nu odată. E greu să fii gelos? Gelos să fii, cred că și e greu, dar e și foarte excitant. Cred că e mai greu să fii gelozat, totuși. Hai să mergem pe canapea să deschidem parantezele. Cu plăcere. Are o personalitate puternică, aproape excentrică, amestecată cu o doză de ambiție și un car de talent. Declară însă că lipsește obrăznicia pe care o au starletele, fițele și pretențele estradei moderne. Deși în ultimul timp nu o mai afectează, a obosit-o totuși invidia și bârfele. Se teme de trădare, pentru că a simțit de prea multe ori pe propria ei piele ce înseamnă să vezi spatele prietenilor, dar n-a rămas cu amprente pe suflet, pentru că știe să ierte. Silvia Grigore are demnitate, verticalitate și o frică interioară duhovnicească. Ea ne-a adus luminița lampă mică, a găsit cheia unui cântec, a descoperit alupturea păcat și oamenii din subsol. Și dacă în scenă interpreta primește satisfacție de la fiecare melodie nou lansată, experimentând iar și iar pentru a-și satisface ambițiile profesionale, femeia Silvia Grigore este împlinită sufletește prin imaginea fiului său. Ea este fericită când merge la țară, la Jora de Sus Orhei, pe malul Nistrului, pentru că acolo toate sunt mai frumoase. Thank you.
Și acum să pornim cu dicționarul, că mie îmi place să fac ordine de la început, după care deschidem sufletul și mai cotrobăim prin căscioarele lui. Să-mi spună doamna psiholog, ce înseamnă gelozia conform Dex-ului și științei? Cred că aș începe subiectul cu cuvintele lui Rebreanu, care spunea că gelozia te face să te simți ridicol și te înjosește. Și tot el spunea că gelozia este o umbră a iubirii. După mine, gelozia este un cocktail de sentimente care amestecă disperarea, frica de a pierde persoana iubită, ostilitatea față de rivali, neîncrederea în sine, nesiguranța, anumite pretenții posesive și multe altele. Pe de altă parte, dacă nu suntem geloși, parcă ne s-ar pare că nu iubim. Și Silvia îmi spunea, am simțit ce înseamnă gelozia și în momentul ăsta m-am gândit că s-a referit și la ideea că am simțit ce înseamnă dragostea, de fapt. Pentru că poți să fii gelos numai pe un om atunci când îl iubești. Că dacă nu îl iubești, ți este indiferent cu cine pleacă, când pleacă și când se întoarce. Știi, eu sunt din genul de oameni care a avut fericire de a simți ce înseamnă a iubi. Și am iubit sincer și cu multă patimă și cu mult suflet. Adică eu, de fapt, sunt o fire foarte iubitoare. Dar nu, pentru mine gelozia totuși nu este un lucru pozitiv. Știți, cândva a cânta ce praga, un cântec, gelozie, foc tineresc. Păi eu cred că nu chiar așa e un foc tineresc. Gelozia este o chestie care poate să apară și la o vârstă mai înaintată, dacă persoana care prima dată a gustat din fructul dragostei își dă seama că cel sau cea pe care iubește nu îi aparține lui. Și se începe atunci o stare de asta de confuză total, pe care nu poți să o definești într-un fel oarecare. Desigur că gelozia este legată și de dragoste, dar totuși eu cred că gelozia este mai mult legată de posesivitate, de anumite dorințe a cuiva, perverse într-un fel. Egoismul și gelozia pot fi puse în aceeași oală? Egoismul poate duce la gelozie? E al meu și numai al meu și nu dau la nimeni niciodată, nici să nu se uite sau să întoarcă capul cineva pe stradă? Da, după mine, egoismul duce de cele mai deseori și practic permanent la sentimentul de gelozie într-o relație. Deoarece aș putea să spun că gelozia vine în cele mai multe cazuri din copilărie, deoarece nu putem să spunem că suntem geloși doar într-o relație. Hai să ne aducem aminte de copilăriile noastre, când suntem geloși pe sora sau pe fratele într-o anumită situație, când suntem geloși că alt copil ne-a luat, de fapt, în cazul acesta suntem deja egoiști, că cineva ne-a luat o jucărică care ne aparține, da? Apropo, dacă zicem de copilărie, nu puține sunt cazurile când ți se pare că mama și tata iubesc mai mult pe celălalt copil, pe fratele, decât pe mine, sau mai nu știu cum. Silvia are un frate. Există. Cine era mai iubit de părinți? Nu știu, la noi, da, cred că am fost sora mai mică, a fost diferența mai mare dintre mine, fratele și ea. Și desigur noi cu fratele trebuiam să aveam grijă de ea. Dar acolo nu era chestia de gelozie, nu. Noi o iubeam tot așa de tare ca și cum o iubeau părinții. Era o altă chestie, că părinții ne puneau să avem grijă de ea. Și atunci pe noi asta ne deranja foarte mult, fiindcă ea era foarte obraznică și foarte, adică nu sta pe loc. Avea permanent de făcut ceva și permanent se pălea, permanent cădea și noi eram legați de ea. Nu era în niciun caz gelozie. Noi între frații n-am fost afectați de gelozie. Probabil este și gelozia copilului față de părinți, atunci când părinții au niște relații între ei, poate mai puțin bune sau prea bune sau nu știu, un exces. Gelozia totuși e legat, cred că, de niște lucruri care sunt exces. Exces de zel, exces de mândrie, exces de egoism, exces, fiindcă noi tot avem toate cele, toți, cred. E adevărat, codolonțul genetic e plin cu de toate. Da, așa că noi avem, cum am zis, că avem și puțină gelozie, avem și puțină mândrie, atunci când omul, din anumite considerente, nu știu, sau codul genetic, sau educația, sau societatea l-a creat asta, sau situațiile în care a fost în viață. Poate a fost în așa situații că l-au făcut să fie gelos. Adică eu cred că n-am fost geloasă de felul meu în viață, dar între timp, atât
în viață ce am mai pățit, ce mi s-a mai întâmplat, la un moment dat mi-am dat seama că am simțit acest sentiment extraordinar de tare. Și nu era legat de ceva concret. Adică așa a venit de la sine, ca o, ca o patimă, ca o nebunie. Dar bun, în cazul ăsta, dacă vorbim de societate și de femei, că femeile sunt tare rele. Acum noi în fiecare emisiune încercăm să ne ridicăm pe noi în slăb și să găsim bărbatul vinovat. Pe de altă parte, dacă vorbim de o relație, de câte ori nu ne gândim că las să meargă de acasă, dar știu eu cum sunt femeile și de multe ori nu bărbatul calcă strâmb, dar femeia este cea care îl atrage și îl ademenește. Că bărbatul este slab, săracul, și când vede o femeie frumoasă se pierde cu fire. Da, dar totuna nu poți să-l ții acasă. Asta e un nonsens. Bărbatul are nevoie de intimitatea lui, de aura lui, de prietenii lui, adică de mediul lui în care este, mediul bărbătesc. Probabil eu atunci am simțit prima dată gelozie, atunci când am avut lângă mine un bărbat adevărat, cu potențial bărbătesc foarte mare, și atunci când el ieșea după poartă, eu începem a fi geloasă, cu toate că îmi dam seama minunat că nu se duce nicăieri și nu o să facă nici nimic ieșit din comun. Păi, dar eu simțeam gelozie. Tu aveai încredere în bărbatul tău, nu aveai încredere în femeile de alături? Probabil nu e legat numai de încrederea în el, că avem încredere, dar probabil este legat și de neîncrederea în sine, fiindcă în orice relație sunt vinoveți deopotriva amândoi. Așa că cred că și complexele mele aici s-au adunat așa, s-au pus una peste alta, da. E adevărat că atunci când vorbim de gelozie, comunicare este cea care poate salva o relație, în primul rând? Da, este adevărat, doar că noi cunoaștem trei trepte ale geloziei. Și prima ar fi gelozia moderată. Aici, într-adevăr, comunicarea este cea mai bună soluție. Aș putea face accent chiar în cazul în care vedeți că bărbatul are careva bănuieli, este nesigur în relația cu dumneavoastră, încercați, pentru femeie de fapt, încercați să-l chemați la o discuție, dar să o faceți pe un ton foarte liniștit, relaxat, chiar cu puțin umor, doar să nu treacă umorul în ironie. Deoarece o discuție pe ton aprins ar putea să o înțeleagă ca o reacție de autoapărare a femeiei. Cunoaștem gelozia exagerată. Aici deja bărbatul care este exagerat de gelos are nevoie de mai multă afecțiune și precauție din partea femeiei. Aici noi avem, el are nevoie de multă atenție, de multă căldură sufletească, de multă siguranță. Femeia în cazul acesta ar fi foarte bine dacă i-ar spune cât mai des și l-ar face să simte că el este cel mai frumos, cel mai deștept și inteligent. Este bărbatul care se potrivește ideal în relația cu ea. Aceasta un pic i-ar da încredere în sine. Că... De altă parte, mi se pare că joci teatru în permanență când trebuie parcă să-l menajezi ca pe un pui mic și să-i dai de înțeles că e cineva. Știi, după mine efortul se merită. Comunicarea este o chestie extraordinară atunci când este o situație ideală. Atunci când sunt doi oameni care se iubesc. Atunci când sunt împreună, și deseori se întâmplă așa, doi oameni care s-au îndrăgostit, sunt împreună, sunt ca și un cuplu, dar unul îl domină pe altul, cât nu te strădui să-i dovedești că el este împăratul tău și regele tău și el este cel mai bun și el încă mai rău a face. Nu asta e... Adică acest remediu este bun atunci când este o situație normală, sănătoasă. Eu am fost în situații când bărbatul m-a dominat foarte mult și cred că dacă făceam ce... Recomandările care le-ai dat. Se urca în vârful capului și așa era și ridicat în creștere. Adică era o situație și mai complicată. Nu pot să... Adică remediile în diferite situații sunt diferite și nu o să-mi dai să mint. Nu, de ce? Nu te contrazic. Doar mă gândeam că este și a treia treaptă a geloziei. Atunci când gelozia este deja boală, ca boală, atunci merge vorba de o obsesie. Și în cazul ăsta, cât nu s-ar stărui femeia, câte cuvinte bune nu i-ar spune soțului, niciodată nu o să-l facă să creadă că ea nu o să-l înșele.
Este deja o patologie. Eu propun să mai chem pe cineva la discuție, ca să fim mai multe, că poate iese adevărul la iveală. Ziceam că avem femei puternice și de lume și încercam să o întreb pe Silvia dacă este geloasă și dacă a fost gelozată pentru că este în centrul atenției. Încă nu am ajuns la acest subiect, deși mie mi se pare foarte indicat și complicat pentru persoanele publice de Republica Moldova. Așa că în câteva clipe aflați despre cine este vorba. Este iubită și admirată de fani, este apreciată de foarte multă lume, dar nu știu dacă atunci când merge acasă și se închide în proprie ei căscioară între cei patru pereți, este la fel de fericită, pentru că poate fi la fel de gelozată de cel care îi simte aproape singurătatea, Victoria Lungu. Bună seara, și îmi pare foarte bine să te văd așa, de frumoasă. Mulțumesc tare mult! Și tu ești frumoasă, hai să ne complimentăm reciproc. Mersi, face bine pe femeilor în general. Femeilor face bine că sunt frumoase doar când sunt pentru un singur bărbat. Exact. Din fericire, tu poți fi admirată de foarte mulți bărbați. Din fericire, zic pentru că unei femei îi place să fie admirată în general. Și mie îmi place să fiu admirată. Nu știu cum te descurci atunci când ești cu alesul tău acasă sau pe parcursul vieții, de câte ori ai simțit că ți se ridică părul pe mâini atunci când te întorci acasă și știi că cineva o să te întrebe unde ai fost, unde ai cântat și de ce ai venit atât de târziu. Întrebările cele mai frecvente ale geloșilor. Le vorbim acolo sau le spunem aici. Ceva măcar zi. Ceva? Ce să spun? În primul rând că sunt o norocoasă, pentru că am reușit ca în preajma mea să fiu un bărbat foarte deștept, care știe că gelozia este o armă care omoară. Și de aceea el nu vrea să omoare dragostea și spune toată ziua: te iubesc, ești cea mai scumpă, și cred că asta mă face să mă simt împlinită. Acum îți lucesc ochii, să mergem pe canapea, că vreau detalii. Merge prin viață la viteză, cu pași mari și repezi. Uneori uite să respire, să gândească și să privească în jur. E numai emoție și nerv. Și-a făcut singură cale spre succes și nu așteaptă invitații de la nimeni. Dacă are ceva de spus, vine și spune. Dacă vrea să urce în scenă, găsește singură culisa spre centrul ei. Victoria Lungu și-a făcut un nume din felul ei de a fi. Știe să răspundă înapoi și atunci când este întrebată și atunci când lumea vrea liniște. Spune adevărul și suportă consecințele. Trofeul ei cel mare, fiica Valeria, îi calcă pe urme, pentru că a început să-i aducă acasă premii de la concursuri muzicale. Cât despre lecția de viață moștenită de la mamă, ai grijă de tine și nu aștepta laudă. Muncește pentru ca să te poți bucura de viață. Victoria Lungu este o luptătoare. Armele ei sunt melodiile cu care își bucură mereu fanii. Dragostea ei se materializează în muzică și în emoții, dincolo de notele de pe portative. Și acum o să mă reîntorc la întrebarea mea pe care o pusesem Silviei atunci când eram jos, vis-a-vis de cei care sunt pe sticlă, cei care sunt în văzul lumii, cei care sunt admirați de toată lumea și pe care lumea nu prea știe ce se întâmplă dincolo de scenă, de obiectivul camerelor, de ziare și de articole mărunte. Cât de fericită este viața de cuplu a celor care, de fapt, sunt în centrul tuturor și tare mai sunt invidiați de persoanele simple, de acasă. Nu, de invidiați nu cred că sunt de cei de acasă, sunt de ceilalți invidiați. Poate foarte mulți ar vrea să fie în locul vostru, de da, ce nu să nu o luăm, știi, așa? Eu am ajuns la o concluzie că toate femeile care invidiază artistele de pe scenă, de fapt ele vor să fie în locul ele. Asta da. Este... și asta vreau să spun că influențează foarte mult soarta și energeticul unei femei. Că de obicei artistele, cântărețele, oamenii publici mai greu își construiesc fericirea personală. De atâta că foarte mulți ochi invidioși. Chiar dacă nu zice sau nu iese cineva cu vorbe rele în privință, dar se gândește și de acum este mult, fiindcă gândul este material și desigur viața noastră este mai complicată.
Și mai cu mai multe de greu ți-ai găsit un bărbat care să nu fie gelos. Că spune că al tău acum este deștept. Au pus de cei mai puțin deștepți. Păi vreau să zic că cred că și cu vârsta bărbații prind la minte, ca și femeile. Pentru că la începutul vieții, stai seama, că suntem și noi tinere, ne zboară un pic mintea acolo unde ți se pare că viața atât e de ușoară și atât e de frumoasă. Și evident că gândești frumos, visezi frumos. Cu timpul îți dai seama că ai găsit ceea ce ai căutat. E lângă tine, na. Doar atâta că trebuie să ai grijă, să protejezi, să iubești, să respecti și atunci primești în schimb. Eu, de exemplu, nu știu dacă o să zic poate o banalitate, acum domnul psiholog o să spună, dar în general eu cred că nu trebuie să-i furi aerul nimănui. Din moment când te-ai căsătorit, îi dai libertate ca să primești libertate. Îi dai dragoste ca să primești dragoste. Și după ce am ieșit după ușă, îi zic, dragul meu, aici ne-am despărțit, nu mai suntem soț și soție, ne întâlnim acasă, am intrat în casă, iarăși suntem soți cu soție. Nu mai stăm la telefoane să ne batem la cap, să spunem de ce cu ce, pentru că asta se strică dragostea și se aduce familia și atunci... Vezi că, pe de altă parte, dacă niciodată nu arăți bărbatului că ești geloasă, se gândească că nu-l mai iubești. Păi poți să-i arăți acasă. De ce să-i arăți în public? E neapărat să-ți arăți în public că ești dus un pic cu pluta? Păi arăți acasă, că îl gelozezi, că îl iubești, sărută-l, dezbracă-l, pune-l, fă-i ceva. Dar în public... Omoară-l. Omoară-l, să-l gelozezi. Da, păi fă-i ceva acasă, dar în public... Arată-i că ești deșteaptă, că ești deosebită, îmbracă de mai sexy, vorbește frumos ca el să zică, măi, cineva asta am eu, să te compare mereu cu cineva, știi? Și atunci... Eu am pățit altfel în viață, adică am fost femeie ideală. Cuminte. M-am străduit să fac, asta să fiu ideală. El. Nu, și el a zis-o pe urmă, când l-am alungat tot asta, a zis... Dar nu, adică mai depinde foarte mult și de partener. Dacă el are un complex al lui lăuntric, adică nu poți să-i dai omului cu deasila. Dacă el nu este pregătit să fie un bărbat bun lângă o femeie bună, hai, dacă zic, nu ideal. Dacă nu l-a de acasă. Exact, adică nu poate să primească ceea ce îi dai. Nu poți să-i dai omului cu deasila, poți numai să-i iai. Și dacă tu ești perfectă, dar el nu este pregătit de această perfecțiune, să te strădui tu nu știu cum și să fii ideală și bună și să dai libertate, el încă mai rău o să te gelozeze. Știi ce mi-a zis ultimul meu prieten? Mi-a spus că tu cânți pentru toată lumea, tu ești pentru toți, dar eu vreau să fii numai pentru mine. Și gata. Păi de asta ziceam că e greu când ești om de lume să ai o căsnicie fericită. La mine este invers. Hai să zic că... Eu am fost foarte mult timp singură și de moment fiind cu cineva, din contra, primul lucru care a fost când am început să fim împreună, mi-a spus, vreau să cânți, vreau să fii mai sus decât ești, vreau să te vezi de zi împlinită și să știi că eu sunt umărul tău și spatele tău. Viața ta este cântecul, nu bucătăria, pentru bucătărie sunt menajera, sunt... Și asta m-a făcut să mă simt altfel, știi? Pentru că a pus personalitatea mea și... Bun, asta este acum. Ori tu ești un om foarte deschis și întotdeauna ți-ai pus cărțile pe față ca să le vadă toată lumea. Da, da. Ceea da. Ce fac puțini interpreți. În prima ta căsătorie ai suferit foarte mult pentru că soțul tău, eu bănuiesc din gelozie. Era foarte gelos, da. Era exact da, tipul de om, cum zice și Silvia, să cânți pentru mine, nu pentru toată lumea. Eram și tineri, hai să spunem, eram din două lumi diferite. Pentru că eu eram o fată venită de la țară, într-un fel educată, el era un băiat orășan care vedea altfel lucrurile. Și evident că eu vorbeam o limbă el alta, eu gândeam într-un fel, eu strănutam de el, tușeam în momentul acela, știi cum eu, mâncam, beam lapte și el bea vodcă. Era două lucruri diferite, știi? De-aia un cer care se despica în două. Acum am înțeles că în cazul geloziei trebuie să discutăm. Tu ai putut discuta cu el vreodată ca să nu fie da, gelos? Da, sigur. Da, da, și de fiecare dată îmi spune, da, sunt prost. Uh-huh. O să mă schimb, o să încerc. Și imediat dacă întârziam cu 10 minute sau dacă se uita cineva, în momentul acela puteam să-mi dau seama că o să zbor un pumn drept în capul acel de alături de mine. Păi asta e boală sau nu e boală? E obsesie sau nu e obsesie? Că omul parcă este normal că nu era alături de Victoria. În momentul în care cineva se uita la ea, făcea niște crize pe care bănuiesc eu că pe urmă le regreta sau se gândea, Doamne, de ce am reacționat așa? Ce e asta? Nesiguranța este lucru care generează o gelozie. La momentul în care bărbatul se simte că femeia de alături este prea bună pentru el,
că el nu o merită și că niciodată nu o să ajungă la nivelul ei, atunci el își dă dovadă de crize de gelozie. În cazul Victoriei, bine, la momentul în care depinde, iarăși, dacă vreți să păstrați familia, da? Dacă se dorește de a se păstra familia și ai ce păstra, pentru că și asta trebuie să iei în vedere, ar fi bine dacă pe bărbat îl deranjează faptul că ești îmbrăcat un pic mai libertiv, da? Sau așa, nu știu, dacă nu chem aici ca să ascultăm întru tot recomandațiile bărbaților, da? Dar, bine, după mine, într-o familie ar fi bine să se găsească un moment unde putem, da, unde putem să cedăm. Da, eu acum mă gândesc că, de fapt, da, femeile noastre de la țară, după ce se mărite, ca să nu-și deranjeze soțul să fie gelos, îmbracă deodată papuci, floarea și batiste pe cap și nu știu de ce se întâmplă că bărbații anume la aceste femei merg la altele. Tocmai pentru că ele sunt de casă și îi așteaptă și căminul e cald și bine și uite, ei fug de la papucii ăștia pe care tot ei i-au recomandat, fug pentru la cele că, cu pentru că își doresc ca nevasta lui să fie cea pe care el o crește și nu, să nu se mai uite nimeni. Dacă ochii mei se uit la alta, înseamnă că, Doamne ferește, dar poate că și ochii lui se uită la nevasta mea. Îți dai seama. Eu vreau să spun că la mine era invers. Eram prea tânără ca să mă îmbrac foarte serios. Și apoi, făcând și actorie, vă dați seama, și felul meu de a fi, niciodată nu am fost eu fata aia cu minte. Dar niciodată nu i-am dat mod de gelozie, de a fi gelos, pentru că cred că atât de mult îl iubeam, că mai mult îl iubeam pe el decât pe mine, pentru că am renunțat la tot. Faptul era, cred, cel mai mult din motivul când, într-adevăr, și-a vrut femeia care să stea acasă, să-i deschidă ușa, să-i o închidă. Și vreau să vă mai spun ceva. Un lucru care era pentru mine foarte ciudat. Dacă mergeam la o discotecă sau undeva în oraș, neapărat trebuia să mă îmbrac, să am o fustiță foarte scurtă, să mă deschid aici foarte frumos, să vadă lumea ce femeie sexy are lângă ea. Da. Dar, Doamne ferește, dacă în momentul acela, acolo unde era mai multă lume, se uita cineva, pentru că nu vrei, te miști, dansezi, să știi că după aia era mare zarvă. Adică nu era el genul de bărbat care să-și dorească o femeie foarte așezată. Dacă tot vorbim de femeile de la țară și femeile de la oraș, ori eu când căutam un psiholog pentru această temă, prima ce mi-a venit în minte a fost Casa Mărioarei, pentru că este un centru de remediere și de consiliere pentru femei. Și am zis, hai să apelez la doamnele care lucrează acolo, pentru că ele zi de zi văd femei necăjite de gelozie, de agresiune din partea bărbaților. Și cu siguranță că au găsit remediile necesare, pentru că anumite familii care se destrămau să se transforme în niște familii, nu știu dacă fericite, dar cel puțin calme, în care copiii să poată crește. Și acum vreau să-mi spuneți din experiența dumneavoastră de zi cu zi. Da, aș vrea să spun că, într-adevăr, Casa Mărioare este un centru de asistență psihologică, socială, juridică și medicală, care acordă suport victimilor violenței în familie. Ori gelozia naște violență și, de cele mai multe ori. Dar, da, ai dreptate, Rodalina. Gelozia și, practic, unul din motivele de bază care stau la victimizarea femeii este gelozia. Nu să spun că nu ai dreptate, deoarece majoritatea femeilor care se adresează la noi sunt din localitățile rurale. Posibil faptul că în oraș, poate femeile din oraș mai ușor găsesc, orașul este mai mare ca satul. Și, dar o fac doar în ultima instanță. Când nu mai au la cine apela, când nu mai poate să meargă la maică-sa, când nu mai poate să meargă la nanașă, când nu are unde se ascunde, atunci se adresează la Casa Mărioare pentru a primi refugiu. Și apoi, dacă îmi permiteți... Și tu ai fost pe acolo, am înțeles. Și eu am fost acolo, am avut, am chiar și câteva femei, pot să zic, pe care le susțin, le ajut, le dau și ore de psihologie și în prezent. Vreau să zic că la noi se menține boala asta de ce să merg la psiholog. Pentru că crede lumea că sunt bolnav psihic. E o mare confuzie atunci când
fiecare din noi, când merge într-o căsătorie, neapărat trebuie să-și ia un psiholog separat, al familiei, al copilului, ceea ce se face în toată lumea. La noi, barem, dacă m-am dus și nu m-am înțeles nănașa, primul lucru ce face, zice, băi, trebuie să trăiești cu bărbatul tău, cu o sără de lumea. Mai că să la fel. Păi, dar tu nu te gândești că ai copii. Și după aia, noi, de exemplu, eu fiind în centru casei Măruare, am auzit și am ascultat foarte multe fete acolo, care sunt fete cu studii superioare, fete foarte deștepte, care nu și-au dorit să-și dezamăgească familiile. Pentru asta stau și rabdă, pentru asta stau și suferă și ele și copiii lor. Și din moment chiar ajung la momente foarte tragice, când spun că nu mai vreau așa să trăiesc. Cred că este o problemă națională la noi mai gravă ca în alte locuri. De exemplu, motiv că la noi se căsătoresc foarte devreme lumea. Să te căsătorești la 20, 25 de ani, 27, eu văd nunțile. Vica, știi, eu văd. Hai și tu treabă cu nunțile. Eu bine, eu când văd la 18-20, mi se pare. Cu toate că nici la 27, foarte mulți bărbați încă nu scopți totalmente de a face o familie. Nu-și dau seama ce înseamnă. Nu-și dau seama de responsabilitățile pe care le poartă. De atâta și conflictele și gelozia asta excesivă. La noi, într-adevăr, sunt mult mai mari conflictele în familie ca peste hotare. Peste hotare în Europa, lumea, dacă se căsătorește, se căsătorește, adică pe totdeauna. Dacă au fost o înțelegere materială și s-au divorțat și au împărțit milioanele, asta e altă foarte chestie. Ușor, dar majoritatea familiilor totuși se căsătoresc pentru a fi împreună, a se iubi, a-și face un viitor. De 30 și după aia fac familie. Ei sunt copți la minte. La noi, vezi, fie soție, mirese de 30 de ani și bărbatul de 40. Nu vezi așa ceva, dar peste hotare... Ba, vezi. Mai rar. Dar peste hotare acesta este un lucru normal. Lumea asta copt la minte, adică își dă seama unde merge, ce pas face. Dacă aș putea face o paranteză vis-a-vis de căsătoriile de peste hotare, aici probabil și merge vorba de autonomia și independența care o capătă persoanele până la 30 de ani sau 25-27. Deoarece ele au deja o specialitate, cel mai puțin, da? Ne mai vorbim de faptul că au și un serviciu, au și o bază materială. La noi, din păcate, căsătorindu-se la 18-20 de ani, deja încă nu au ceva al lor. Dar ei și sunt materialiști. Ei cu inima mai puțin, la din și inima e tară, e puternică, n-au treabă. La noi lumea s-a îndrăgostit, mamă, hai să mă iei de nevastă, că dacă nu m-am mărit cu tine, nu m-am mărit niciodată. La ei nu, se gândește, trebuie să am casă, trebuie să am o job, trebuie să am mașină, trebuie să am asta, că dacă mă însor și ea are ca acolo, știți cum e peste hotar. Oricum, dragostea, eu mi s-a întâmplat așa, ca să stau cu cineva de vorbă, cu un Mire, viitor Mire, care are 22 de ani și eu le întreb printre câți ani ai? Din curiozitate, așa sunt de 22 de ani, doamne, și ea 18. Zic, păi, dar atât de tinerei sunteți, de ce vă trebuie? Faceți studii cu lucrurile. Eu zic, doamne, Victor, păi, eu deja mă sunt bătrân. Majoritatea clientelor care vin la consultație îmi spun că, în general, ele încă înainte de căsătorie știau faptul că soțul este gelos. Dar nu aș vrea să generalizez. Da, dar cum spunea și Victoria, de la caz la caz nu poți să faci o generalizare, deoarece și la momentul în care o întreb dacă ai știut că este gelos și avea crizele este de gelozie, ce te-a făcut să te căsătorești cu el, dar m-am gândit că o să-l schimb. În foarte multe cazuri, cea mai mare și practic în majoritatea cazurilor, adică n-ar trebui confundată dragostea cu gelozia, pentru că după mine nu sunt pe același cântar. Da, un strop de gelozie poate să reînvie o relație, în sensul că o scoate puțin din monotonia, probabil, de zi cu zi, dar ca să nu facem extreme, pentru că gelozia normală este bună. În schimb, extremul, de exemplu, lipsa de gelozie totală ar fi un semn de apatie. Și aici, iarăși, este un semn rău. Și, cum vorbeam mai devreme, gelozia exagerată duce la distrugerea căsniciei. Eu propun acum să ascultăm și un bărbat, ca să nu zică ei că îi facem geloși doar pe ei. E vorba de președintele Uniunii Teatrale și directorul Teatrului Satiricus, Sandu Grecu, care recunoaște că într-adevăr este gelos.
În primul rând, ca să vorbim de gelozie, trebuie să existe dragoste, fiindcă nu poate exista acest sentiment, unul pe altul se... nu se contrapune, ci din contra se completează. Ce ar însemna să nu fii gelos? Asta ar însemna probabil să nu iubești. Altceva, când gelozia devine deja o boală, este cu totul altceva. Este imposibil să nu fii gelos pe femeia care o iubești. Gelozia nu este altceva decât un sentiment al egoismului. Fiindcă egoismul de noi, așa ne-a creat natura, ne impune să ținem foarte mult la tot ce ne aparține. În dependență de nivelul de intelect a individului, cred că se răsfrânge asupra relațiilor dintre cei iubiți, din considerentul că, să zic că nu sunt gelos, asta ar însemna probabil să zic că nu iubesc. Deci acest sentiment are frumusețea sa ca și dragoste, ca și primul sărut, și momentul când aștepți persoana, când ea a dispărut din cercul tău, din câmpul tău de vedere, când nu te vezi o lună, când nu te vezi o săptămână, când nu o vezi o zi, pe lângă sentimentul că o dorește, dorința, vreți sau nu vreți, este legată și cu un pic de gelozie, că nu ești alături de persoana aceea sau nu este ea alături de tine. Gelozia este un sentiment frumos până la momentul când ea nu devine o boală și nu începe a-ți încurca să existi sau să iubești. În scenă, în genere, ar fi o idioțenie să încurce teatru cu viața. Personalul soția este actriță și în scenă se sărută, în scenă au loc diferite acțiuni sau miza în scene, mai puțin poate acceptate de muritorii de rând de spectatori. Dar aceasta nu cred nici pe secundă, nu m-am gândit și nici nu am de gând să reacționez la ceea ce se întâmplă în scenă. În scenă e important este să fie frumos spectacolul, să rolul să fie dus până la capăt. Femeile, să nu uităm, fac parte din categoria ființelor mai închise. Bărbații care par mai închiși la prima vedere sunt totuși mai deschiși, ei repede se aprind, orgoliu, mândria, îngânfarea, fala, toate acestea îl în fond îl distrug pe orice bărbat și el reacționează mult mai prompt, mai dureros la orice, la acest sentiment de gelozie, de aceea par bărbații că sunt mai geloși și exteriorizate, dar de fapt femeile sunt mult mai geloase, numai că ele sunt mult mai închise decât bărbații și își pot stăpâni acel sentiment. Și vă spun eu că a-ți stăpâni unele sentimente care cred că nu este cazul să le afișezi în societate este un eroism care ține mult de nivelul de intelect, de cultură, aș vrea să zic chiar și de credință și de bună educație. De aceea eu sunt înclinat că femeile sunt mai educate decât noi bărbații, mai rezistente și mai puternice, fiindcă un sentiment care izbucnește într-o stare de nervozitate, care aduce până și la bătăi, la dispărțiri, aceasta este vorba de niște oameni foarte slabi. Ca de obicei, bărbații slabi, la bărbații slabi, la în genere, la ființele slabe, sentimentul de gelozie este evident. La ființele puternice, el este mai puțin evident. Asta nu înseamnă, și sunt sigur să nu credeți pe nimeni, când spune că eu nu sunt gelos. Dacă nu ești gelos, înseamnă că nu iubești. Asta este marele adevăr care toți îl știu când se uită în oglindă. Așa că uitați-vă în oglindă și iubiți.
dacă te uiți în oglindă și vezi că ești gelos, ți-e mai bine pe suflet. Ți-e mai rău, ți-e mai rău. Păi trebuie să te uiți în oglindă numai atunci când te fardezi atunci, ca să nu-ți pui întrebări prostești la care nu găsești răspunsul. Dar dincolo de asta am întrebat un bărbat cine crede că sunt mai geloși femeile sau bărbații. Acum vă întreb pe voi, cine credeți că sunt mai geloși femeile sau bărbații? Femeile sunt mai geloase, eu cred. Eu cred, după mine, că femeile sunt mai geloase pentru că ele de multe sunt ori... Sunt mai multe, pur și simplu. Și sunt mai multe, dar de multe ori ele stau și acasă. Și pentru că știu rivalele, că eu îi ziceam, Silvie, de obicei, eu am auzit, nu știu, cunoștințele mele cu mai multă experiență de viață când ziceau, păi eu am încredere în bărbatul meu, eu n-am încredere în femeile cu care se întâlnește bărbatul meu, pentru că eu știu ce poate face o femeie pentru ca să-ți ia bărbatul. Doar atât dacă vine un moment când femeia apare un bebe în familie, e mai mult acasă, având o profesie foarte interesantă în centrul atenției, devine să stea acasă. Bărbatul este plecat până mai apare o soacra, nu știu cine acolo, e evident că rămâne singură, ajungând la 12-1 de noapte atunci când bărbatul întârzie și... Îți dai seama că ești singură, evident că niște gânduri undeva se mișcă acolo și te gândești. Și dacă și mai suni și telefonul e deconectat, atunci chiar te apucă. Da, e greu să știi că iubitul tău se află mereu între femei sau invers. Să știe bărbatul că femeia lucrează într-un anturaj bărbătesc? Nu știu. Eu am avut un concubin care era într-un anturaj total femeiesc. Niciodată nu m-am gândit că... Nici nu m-am trecut prin minte că poate să facă să se... Un fel de roman de serviciu. Da. Pe urmă am aflat că a avut și nu el a fost inițiatorul, adică a fost totul așa cum ca la carte. Eu nici nu... Atunci când eu mi-am dat seama, fiindcă orice femeie își dă seama când ceva apare. Și nu e vorba aici de gelozie, eu vreau să vă zic. N-am fost niciodată geloasă în privința lui. Nu gelozia, asta este durere de acum sufletească. Asta este trădare. Și... Chiar dacă nu știi ceva precis, dar simți, asta de acum nu este gelozie. Cum priviți la oamenii care, bărbații, care zic nu mă însorc una frumoasă, că la ea se uită toți. Mai bine îmi iau una așa mai... medie, nu știu cum, ca să fie doar a mea. Sau din contra, cum zic mamele, să nu-i ții un bărbat frumos, că toate femeile vor fugi după el. Să ții unul așa puțin mai frumos ca maimuța, că o să fie doar al tău și nu să, uite, să se uite femeile la el. Asta e, cred că sunt femeile care chiar nu se iubesc. Pentru că, de exemplu, fiecare femeie își dorește un bărbat deosebit, un bărbat frumos, un bărbat așezat, îmbrăcat. De exemplu, mie mi-ar plăcea să uite la bărbatul meu femeile, pentru că m-aș da seama, mamă, ce bărbat am eu lângă mine, știi? Și aș fi foarte mândră de acest lucru, pentru că știu că mă iubește pe mine și asta chiar mă face să mă simt deosebită în văzut tuturor, că până la urmă e al meu. Un bărbat poate fi văzut de trei femei în mod diferit. De exemplu, un bărbat mai scund, da? Mai... de o femeie poate fi văzut ca cel mai frumos, de alta poate fi văzut așa, mai puțin. Aici probabil merge vorba mai mult de încrederea în sine. Venind la emisiune, mă gândeam că gelozia este o boală, gelozia este ceva foarte urât, o chestie posesivă, o chestie legată de egoism, de posesivitate, o chestie urâtă care îți provoacă numai lucruri urâte. Acum vorbim, discutând aici, mi-am dat seama că nu e atât de rea chiar gelozia asta. Totul în viață trebuie totuși să fie cu măsură și trebuie să facem compromisuri în viața noastră ca să avem o relație frumoasă, o familie frumoasă. Și un pic pus de gelozie, nu strică atunci când bărbatul tău se uită oacheș la o prietenă de-a ta, de ce nu ai geluza la urma urmei? E normal că este iubitul tău și ai vrea ca să fii tu doamna lui. Până la urmă, și te stimulează, că de pildă eu niciodată n-am să fac scandal, să zic de ce te-ai uitat la ea. Nu, pe mine o să mă pui în situații, eu să fac ceva, să atrag eu atenția și nici de cum n-am să sar cu pumnii cum mai fac femeile noastre, din păcate. Cu toate că cred că gelozia poate să te aducă la așa un moment când poți să intri în stare de afect. Eu propun să încheiem discuția pentru că o să-mi fie tare greu să mă concentrez, să fac un consens la sfârșit și pentru că încheiem de fiecare dată frumos discuția ca să nu rămână urme de regret. Victoria ne-a promis că ne cântă ceva. Vreau să vă cânt o melodie în premieră aici la emisiune. Evident este despre
fosta familia mea, o iubire pierdută. Așa se intitulează melodia, muzică și text, Anatol Dumitraș. Promitem să nu fim geloase. Nu? Atunci să ascultăm. Și-acum iubite câteodat, de ce inima-mi suspină neîncetat? Zile trec și nu cred de-a mai rămas ceva din rodul de-al tentat. Tot ce-a fost n-are rost, de parcă n-ai fost lângă mine niciodată. Știu că n-ai avut curajul să-mi vorbești și să-mi spui măcar odată că mă iubești. La ce bun vii acum să mă dezbați din enigmaticul meu drum. Vreau să știu că într-o zi simți și tu ce simt și eu acum. Între noi niciodată n-a fost dragoste în lume și de sunt supărată doar pe timpul pierdut. Nu mi-e și iar în cale flori să nu-mi dăruiești. Eu nu pot să te cred atunci când spui că mă iubești. Chiar de inima-mi plinge și pe suflet pe greu. Eu zic așa e viața și mă rog lui Dumnezeu. Mă întreb și acum iubite câteodată, de ce inima-mi suspină neîncetat? La ce bun vii acum să mă dezbați din enigma? Niciodată n-a fost dragoste, nu. Și de sunt supărată doar pe timpul pierdut. Nu mi-e și iar în cale flori să nu-mi dăruiești. Eu nu pot să te cred atunci când spui că mă iubești. Chiar de inima-mi plânge și pe suflet mi-e greu. Eu zic așa e viața și mă rog lui Dumnezeu. Eu zic așa e viața și mă rog lui Dumnezeu. Nu știu cum, dar mie ori de câte ori îmi plac melodiile, parcă mi-e jale să bat în palme, că îmi pare că fug notele undeva departe. La final de emisiune pot să zic doar atât, gelozie este o umbră a dragostei, așa că trăiți cu toții în lumină, iubiți și dăruiți dragostea celor din jur. Și nu uita, femeie, fii pur și simplu femeie. La revedere!